măsurile educative ce pot fi aplicate minorilor care au comis infracțiuni. O resursă pentru clasa a 7. În România, minorii care au intrat în conflict cu legea, care au comis infracțiuni și cărora li se stabilește vinovăția, pot beneficia de o serie de măsuri educative. Acestea sunt stabilite și cu sprijinul Serviciului de Probațiune, instituția care promovează alternativele la închisoare, asigurând supravegherea și asistența persoanelor care au fost declarate vinovate de comiterea unor infracțiuni. Măsurile educative neprivative de libertate care se pot aplica minorilor sunt stagiul de formare civică, supravegherea, asistarea zilnică. Stagiul de formare civică reprezintă obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, cu scopul de a-l ajuta să înțeleagă care sunt consecințele faptei săvârșite și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. Supravegherea reprezintă controlarea și îndrumarea minorului de către Serviciul de Probațiune în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între 2 și 6 luni, în vederea asigurării participării acestuia la cursuri școlare sau de formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare al acestuia. Asistarea zilnică este obligația minorului de a respecta un program stabilit de Serviciul de Probațiune pe o durată cuprinsă între 3 și 6 luni, care conține orarul și condițiile de desfășurare a activităților, precum și interdicțiile impuse minorului. Măsuri educative privative de libertate. Internarea într-un centru educativ sau internarea într-un centru de detenție. Internarea într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituție specializată de recuperare pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani, unde va urma un program de pregătire școlară și de formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum și programe de reintegrare socială. Internarea într-un centru de detenție înseamnă internarea minorului într-o instituție specializată de recuperare cu regim de pază și supraveghere pe o perioadă cuprinsă între 2 și 15 ani, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum și programe de pregătire școlară și de formare profesională, potrivit aptitudinilor sale. Activitate în clasă. Discutați în echipă. Care credeți că sunt principalele trei cauze care îi determină pe minori să încalce legea? Formulați o recomandare adresată minorilor în vederea prevenirii comiterii de infracțiuni de către aceștia. Această resursă a fost realizată pe baza broșurii Unde-i lege, nu-i tocmeală.